Conform unor surse judiciare, printre medicii reținuți se află fosta șefa secției oftalmologie de la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, Dana Vodislav, condamnată deja definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare într-un alt dosar de corupție. De asemenea, în dosarul permiselor au fost reținute și două asistente ale medicului Dana Vodislav. Nu au și-au însușit acuzațiile, nu au recunoscut faptele pentru care... De fișe medicale, li se impută faptul că erau completate fără să treacă pe la medicii specialiști. Structurii se pare că au intermediar un trafic de influență, au intermediat, însă nu se știe sigur niciodată. Și ce legătură au cu medicii? Medicii se pare că au întocmit fișele medicale pentru cursanții care urmau să ia examenul de conducere. Alți doi medici reținuți sunt Elena Băltărețu și Rodica Lehner. Toți sunt acuzați că au emis documente medicale contra unor sume de bani. Persoanele reținute au fost duse în capitală pentru noi audieri și vor fi prezentate judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă. În dosarul de la Gorj sunt cercetați în stare de libertate și doi polițiști, examinatori precum și un informatician de la Serviciul Permise de Conducere, suspectați de luare de mită.